Spectacolul Maria Tănase Simfonic îi reunește pe aceeași scenă pe Loredana, artistă cunoscută pentru prezentarea în manieră proprie a unor celebre cântece populare românești și pe îndrăgiții interpreți Dinu Iancu Sălăjanu și Emilia Doropanțu. În 2018, după cum vedeți, sunt trei anfitrioni, trei reprezentanți ai celor trei zone istorice. Unim cele trei zone prin muzică. Și o avem pe doamna Emilia Dorobanțu din zona Munteniei, pe maestru Dinu Iancu Sălăjanu din Ardeal și pe Loredana Groza o considerăm din zona istorică a Moldovei. Și așa a luat naștere proiectul nostru cu cei trei anfitrioni din cele trei zone istorice ale României. Întrucât ceea ce veți asculta acolo, nu ați mai auzit până în acest moment. Și aici vă dați seama că este meritul integral al maestrului Marius Hristescu, căruia vreau să-i mulțumesc public. Mi-a dat mail-uri în care îmi spunea că are deja 20 din 24 de ore muncite. Dar mi-a mai spus ceva ieri când m-am întâlnit cu el, ce este al doilea lui copil. Și dacă, bine, aici vorbim probabil de primul copil de maestru Tudor Gheorghe. Însă, cu siguranță, acest eveniment se va repeta, se va amplifica și până la sfârșitul anului, când vom termina centenarul, să venim și să-l mai prezentăm. Eu visez așa, odată în Ardeal, odată în Moldova și ultima dată la București. Dar toate le vom vedea pe parcurs. La reușita spectacolului își vor aduce contribuția Orchestra Simfonică și Corala Academică ale Filarmonicii Oltenia Craiova, dirijor și orchestrator fiind Marius Hristescu. Dimineața am avut frumoasa surpriză să constat că muzica pe care am scris-o în simfonizând aceste piese vine deja din inimile celor care o cântă, există în sufletele lor și ne-am ordonat atât de bine încât repetiția s-a desfășurat sub auspicii extrem de bune și am reușit deja să repetăm toate piesele, am trecut și cu soliștii care au venit, am trecut și piesele celelalte pentru că proiectul fiind făcut destul de repede din punctul meu de vedere și probabil și din al filarmonicii, pentru că nu cred că s-a avut timpul necesar spre a promova cu adevărat importanța acestui eveniment, acestui concert. Am hotărât ca aceste piese pe care le-am orchestrat să le... nu să le rupem, să le întrerupem din când în când cu piese din repertoriul românesc al unor compozitori absolut cunoscuți, de la Enescu, Paul Constantinescu, Caudela. Sunt niște piese populare cu ale orchestrei cu care vom întrerupe din când în când discursul acestor celorlalte piese pe care le-am orchestrat. Spectacolul de mâine seară este un impresionant omagiu dedicat doamnei cântecului românesc, acordurile muzicii clasice rezonând cu frumusețea melodică autohtonă.